Orice lucru în care depui iubire și dedicație devine magie, iar sculptura nu este o excepție. Mihail Botnar este tânărul care muncește ore și zile în șir la realizarea unei lucrări, iar spiritul de observație este cel mai bun ghid în acest proiect. Am urmat o școală profesională din Republica Moldova, unde am descoperit lemnul. Apoi a urmat un an de liceu și în timpul școlii profesionale, la sfârșitul ei, mi-am dat seama că vreau să fac sculptură. Și așa am ajuns la Universitatea din București. Pentru prima dată a fost greu, deoarece nu mai fusesem niciodată în afara țării noastre, în afara Republicii Moldova. Mă simțeam, eram foarte atent, pot să zic că eram foarte atent, nu spuneam nicio vorbă în plus, chiar eram super tăcut. Colegii mei peste jumătate de an îmi spuneau, zice, bă, tu nu vorbeai, parcă erai un killer. Stăteam așa și modelam și zice, mă mai uitam pe la ei ce fac. La început, tânărul a învățat să sculpteze în lemn, iar dorința sa era să dea valoare prin modelare și unei figuri umane. Acum conștientizez că lucrarea din spatele meu, care este berbecul, eu am făcut sculptură directă, ceea ce se pretinde acum în arta contemporană, au fost, de exemplu, Brâncuș a zis că cea mai dificilă e arta directă. Eu nu știam, eu eram un neștiutor, absolut, n-aveam tangență cu lumea artistică, nu știam și eu pur și simplu l-am executat. Mie îmi plăcea și am fost sincer de tot, aici am fost condiționat, deoarece aveam model. Și așa, era preferința mea, într-un fel eram limitat că trebuie să fac ceva care să fie cam același. Îmi place în tot să sculptez. Momentan în lut, deoarece vreau să modelez și tot să modelez ca să am manualitatea aceasta de modelat. După aia cred că am să o părăsesc, că nu știu, nu prea place să stau foarte mult în același loc. Acum, în mare parte, sculptez oameni, fac studii. Cel mai mult am sculptat portrete, am făcut studiu după portret. Îmi place. Asta a fost, cred că, ciocnirea mea, dorința mea de la școala profesională, ca să fac și eu un om. O tehnică bine pusă la punct, creativitatea, stabilirea proporțiilor, toate acestea păstrează tradiția unui meșteșug de mii de ani. E o tehnică, deodată se modelează în lut sau în plastelină sau în ceară. În ce dorești, în ce ți-e mai comod, lutul e cel mai accesibil. Iată aici, în spatele meu, am o lucrare în proces care ea va fi ulterior turnată în gips. Tânărul susține că inspirația este mai mult decât o stare, ce caracterizează procesul de creație a unei opere de artă. În prezent mă inspir de la oameni, cel mai mult cred că din trăirile mele. Am început să observ ceea ce nu observam până atunci. Când am venit acum acasă, observam tot și câinele ăla și frunza aia care stă așa liniștită. Cel mai frumos ai model. Wow, îmi place momentan. Poate am să mă plictisesc de asta, dar nu știu, îți dă o sursă de inspirație, să zic că așa eu duc lipsă, că mulți zic, da, bă, trebuie să ai imaginație, dar în arta contemporană trebuie să... Eu recunosc că nu am, deoarece n-am făcut, bă, după ce am să fac vreo 100-200 de figuri de omenești, după aia sigur că o să am inspirație, o să am și imaginație, am să știu cum vine piciorul ăla, cum se poate întoarce mâna aia. Mihail Botnar spune că este complicat să dea preferință unei singure lucrări și asta pentru că se află într-o continuă căutare a perfecțiunii. Uite, cu timpul, foarte des mi s-a pus întrebarea asta. De-aia pot să spun că acum nu am nicio lucrare bună. Din simplu motiv că ele chiar au timp. Acum conștientizez că am niște momente când eu într-o zi aș putea să fac ceea ce nu fac într-o lună. Că într-o lună mă gândesc, mă documentez și într-o zi pot să execut aceea. Adică asta, din toată acumularea asta se formează lucrarea. Eu zic că o lucrare bună cred că ți-a o viață. Și nu știu dacă o să o am.